Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră cu o temă, de fapt o problemă pe care o aducem în fața dumneavoastră. Cu siguranță fiecare dintre cei care ne urmăriți vă aduceți aminte că acum câțiva ani întreaga societate românească, atât din țară cât și din diaspora, a fost implicată în mod activ în ceea ce noi am numit cazul Bodnariu, atunci când o întreagă mulțime de oameni de pe mai multe continente într-un singur glas s-au ridicat și au luat atitudine față de ceea ce am numit-o noi atunci nedreptate din partea autorităților norvegiene, nedreptate care i s-a făcut lui Marius și lui Ruth Bodnariu, acea familie care, datorită Barneveretului, serviciu social din Norvegia, au fost nevoiți să renunțe la copii, să le fi luat copiii din familie și, bineînțeles, răspândiți în alte familii pe motivul persecuției și, bineînțeles, al unei informații care nu erau adevărate. O întreaga societate românească, indiferent de confesiune, s-a strâns. Împreună am protestat, am făcut diverse activități, fie că au fost în fața ambasadei Norvegiei, fie că aici am fost în București, în Piața Victoriei, fie că a fost în Washington sau în Chicago sau în multe alte orașe din țară, oamenii s-au ridicat. Slavă Domnului, după mai multe proteste, după mai multe evenimente și mai multe luni de așteptare, familia și-a primit copiii înapoi. Astăzi, stimați prieteni, vă aducem în fața dumneavoastră un alt caz. Este vorba despre o altă familie, de data aceasta în Germania. Familia se numește familia Furdui. Poate ați auzit, poate ați citit deja, noi producem media, precum și alte canale creștine de presă din România au discutat, au prezentat deja cazul acesta, dar noi pentru prima dată punem în fața dumneavoastră această problemă și o voi face împreună cu câțiva invitați, așa că haideți să vă prezint invitații mei din seara aceasta. O să-i prezint de la stânga la dreapta, după, așa cum îi vedeți dumneavoastră. Bineînțeles, lângă mine este Marius Bodnariu. Marius, bine a revenit, ești tatăl familiei, omul care a renunțat la toate, să spunem așa, avantajele de a trăi în Norvegia și s-a mutat astăzi cu familia în România. Ai trecut prin perioada aceasta, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Lângă Marius este Dănuț Iacu, păstor la Biserica Elim din Perugia, un cunoscut, un prieten al familiei. Împreună vom încerca să vedem care este părerea dumneavoastră, cum vede lucrurile. Este în Italia, cunoaște foarte bine ce înseamnă diaspora românească, știe foarte bine de asemenea familia. Împreună vom vedea ce ne poate spune mai mult. Iar lângă dumnealui este păstorul Ghiță Vătămăniuc, este chiar pastorul din Biserica Pentecostal din Hanover, biserica din care familia Furdui face parte. Stimați frați, vă spun și dumneavoastră, bine ați venit! Bine v-am găsit, dumneavoastră și telespectatorilor! Vă mulțumim de invitație, bine v-am găsit, Domnul să vă binecuvinteze! Fiți binecuvântați! Dragilor, pentru a fi foarte clar, pentru că vreau să începem, așa să spun, cu dreptul și pentru a clarifica încă de la început situația, înainte de a vedea oarecum detaliile acestui caz, ce s-a întâmplat, l-aș ruga pe Marius Bodnariu să ne spună așa, în câteva cuvinte, un sumar a acestei, să spunem, experiențe neplăcute prin care această familie trece, după care ne vom adresa dumneavoastră și vom vedea ce știți dumneavoastră fiecare, care e situația reală, cum e familia, care sunt, să spunem, posibilitățile de a face ceva. Dar înainte de toate, hai să vedem puțin, așa în mod cronologic, Marius, cam ce s-a întâmplat și cum a apărut această problemă și pe unde suntem în starea de a față. Mulțumesc! Prima oară am intrat în contact cu familia Furdui pe 27 aprilie. Nu am cunoscut-o înainte.
Pe 27 aprilie chiar eram la biserică, o seară de rugăciune, am primit niște mesaje șocante de la niște cunoscuți care mă rugau să intru în contact cu această familie. Și instantaneu am simțit că Domnul îmi cere să mă implic în această situație. Vreau să menționez că mai am legătură cu ceva familii în Franța, în Germania, în Norvegia, situații diferite. Dar de data asta a fost ceva special. Chiar am dat mesajul imediat cum eram la biserică, am dat mai departe mesajul fratelui păstor și ne-am rugat cu toată biserica pentru familia asta, pentru familia Furdui. Seara m-am și auzit cu ei și am înțeles ziua anterioară, 26 aprilie, le-au fost luați toți cei 7 copii. Cel mai mare are 15 ani, o să facă acum, luna viitoare o să facă 16. Și cea mai mică, o fetiță, Lea, avea numai 1 an și 3 luni. Bineînțeles, din ce m-am auzit așa rapid și relatarea evenimentelor pe scurt, ce am auzit de la părinți, mi-am dat seama că este o situație foarte similară cu ceea ce am experimentat noi. Și pe lângă faptul că m-a făcut să rătresc un pic anumite momente neplăcute, să spun așa, mi-a și activat un pic partea de a încerca un pic juridic să încerc să îi ajut să facă primii pași. Foarte asemănător în sensul că cei 3 copii mai mari au fost luați de la școală. Părinții pur și simplu nu i-au mai văzut, nu s-au mai întors de la școală. Apoi cei de la protecție au venit acasă să ia și pe ceilalți 4, inclusiv bebele. La fel, aceeași tactică, să rămână între noi, nu este așa de grav, o să discutăm, o să se rezolve, nu are rost să apelăm la avocat, nu au avut nici translator, să rămână așa la nivelul ăsta, practic să aibă încredere în ei. Părinții nici nu și-au dat seama prin faptul că nu au ripostat în niciun fel, s-a considerat tăcerea lor, s-a considerat acceptul în faptul ca copiii să le fie luați. Ne-am dat seama destul de repede că sunt intenții foarte urâte. Nu se are în vedere nici binele copiilor, nu se face o diferențiere între situația copiilor, nu. Aceeași, în zilele următoare ne-am dat seama foarte repede că se trage de timp. Nu a fost o anchetă așa cum trebuie a familiei, ei nu cunoșteau familia. Nici nu aveau intenția să cunoască familia prea bine în cum ar trebui procedat în astfel de cazuri, să cunoască familia acasă. Bine ar fi să o cunoască înainte să ia copii, dar măcar după să facă niște pași cei de la protecție, să cunoască un pic familia ca să știe cum se poate remedia eventuala problemă și copiii să vină înapoi acasă. Pur și simplu, tăcere, tragere de timp. Da, pe parcursul timpului, deja sunt 4 luni, de fiecare dată se vede o răutate și o reavoință, o intenție malefică de a distruge relația dintre copii și părinți, chiar între copii, între ei. Nu este absolut nicio intenție, nici măcar un semnal de a repara această familie, de a-i aduce împreună.
A fost, bineînțeles, un proces inițial în care s-a judecat această decizie de a lua copiii în regim de urgență. La fel cum ne așteptam, cum a fost și în situația noastră și am auzit în alte cazuri, este aproape o bătaie de joc, o traducere foarte slabă. De menționat că tatăl copiilor, Petru, nu cunoaște limba germană și este esențial să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Au pierdut acel proces, s-a făcut și un recurs, ne-am pus oarecum speranțele în acest recurs, că lucrurile se vor mai clarifica, așa cum a fost în cazul nostru, cel puțin parțial. Am tot trimis tot felul de dovezi, de mărturii, de la vecini, de la profesori, de la cei care au fost în contact cu familia, chiar oameni de profesie care cunoșteau copiii, numai mesaje pozitive, dar totul a fost desconsiderat de instanța superioară și noi tot așteptam o dată a procesului și nu au primit decât o scrisoare prin care li se aducea la cunoștință că a fost luată o sentință și că prin sentința asta se afirmă acordul cu prima instanță. În fine, ceva foarte dureros și foarte alarmant, că ne dăm seama că din punct de vedere juridic nu ne așteptăm la prea multe acolo, la prea multă dreptate. Ok, Marius. Din cauza asta ne-am mobilizat și am încercat să ne mobilizăm încă de la început, dar încercăm să subliniem și să aducem aminte că este o luptă spirituală. Se întâmplă ceva acolo. Eu speram că nu s-a extins așa departe de Norvegia, dar este nevoie ca să ne implicăm în post, în rugăciune. A fost apel și foarte mult s-au alăturat și în continuare să cântărim un pic cam ce-am mai putea să facem și cum ne mai călăuzește Dumnezeu să intervenim. Slavă Domnului! Mulțumim, Marius, pentru sumarul acesta. Mergem așa în ordinea cum vă vedem pe ecran. Ne adresăm domnului Dănuț Iacob, un apropiat al familiei. Domnule Iacob, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră ce știți, în primul rând, ce informații aveți de la familie, cum îi cunoașteți, experiența dumneavoastră, care e părerea ca oameni, cum îi vedeți ca și cunoscuți, așa. Spuneți-ne câteva cuvinte despre cum vedeți dumneavoastră situația. Salutăm intenția de a fi alături de familie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dorința care vă aveți să sprijiniți prin mijloacele care le aveți la dispoziție. Până am ajuns la fața locului, și zilele cât am fost acolo cu ei, mi-a fost suficient să observ profilul spiritual al familiei și observ că ei au intrat în această bătălie spirituală și au fost supuși la tot felul de practici ilegale din partea statului german. Am fost și o parte la durerea lor și mulțumim lui Dumnezeu că am văzut în ei o statornicie și chiar acest tăvălug de nenorocire care a venit peste ei nu i-a lăsat fără speranță, ci Dumnezeu i-a susținut și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu îi face să rămână în picioare. Din mărturiile care le-am surprins la fața locului și din mărturiile celorlalți, în afara mărturilor care pastorul Vatamăniuc le va aduce, dar și din mărturile care le-am avut de la Mannheim, de unde au fost mai mulți ani membri și au locuit acolo, el chiar le-a spus de mai multe ori că e vorba de o familie model, nație și așa mai departe, am putut observa că sunt bine văzuți printre vecini, chiar vecinii, am avut ocazia să mă întâlnesc cu ei și am văzut spus disponibil și erau cumva pătrunși de durerea acestei familii. Sunt convins că e o luptă spirituală și felicităm aportul dumneavoastră care l-aveți pentru
a fi alături de ei pentru a implica comunitatea evanghelică să se susțină. Vedeți, cazurile se apropie tot mai mult de România. Chiar dacă auzeam de la distanță de Norvegia, chiar dacă trăim aici în Italia și înțeleg că e o agendă europeană, noi pot să vă împărtășesc experiențele noastre de aici. Se întâmplă tot mai frecvent, unde fenomenul în care serviciile sociale nu ajută familiile, ci au scop să distrugă familiile și suntem vizați oarecum. Ca de exemplu, n-aș vrea să se știe mare parte în Italia despre ceea ce s-a întâmplat câțiva ani în urmă în orașul Bibiano. Este foarte cunoscut cazul acesta, la știri de multe ori a fost dat cazul acesta, când copiii au fost luați în mod abuziv din familii, până ce forțele de ordine au intrat și cu telecamere ascunse au descoperit adevărate atrocități care li se aplică minorilor atunci când sunt luați din familii. Bineînțeles, în fruntea organizației erau activiști LGBT și înțeleg că e o agendă care se urmărește, aș numi o europeană sau mai mult decât europeană, mai mult decât atât e un război spiritual, o bătălie spirituală și felicit pe toți care se vor înrola și vor lupta alături de cei care sunt în mijlocul încercării, care sunt în epicentrul durerii, noi ceilalți de pe margini să-i susținem, să-i încurajăm și biruința lor va fi bucuria noastră a tuturor. Slavă Domnului, vă mulțumim foarte mult, o să revenim la dumneavoastră. Mergem către fratele păstor Ghiță Vatamaniuc. Frate păstor, dumneavoastră sunteți omul de la fața locului, cunoașteți familia, sunteți în același oraș, așa că ceea ce veți spune dumneavoastră va cântări foarte greu. Vă rog să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră situația, cum vedeți familia, cum îi vedeți pe părinți, cam care este situația, părerea dumneavoastră și, bineînțeles, cum simțiți așa, ca și părinte la rândul dumneavoastră, ca și păstor, toată această întâmplare? Da, familia Furdui, cam circa 2 ani sunt de când s-au mutat aici, în Walsrode, nu sunt în Hanover, sunt într-un orășel care aparține Hanoverii, capitale de județ. Cam în urmă cu 2 ani ei și-au găsit o locuință și s-au mutat aici. Ei au pendulat un timp la ce biserică să frecventeze. Aveau biserică nemțească în localitatea lor și biserica românească din Hanover. Desigur că cu timpul s-a integrat în biserica românească, unde se simțeau foarte bine și ei și copiii. Eu am avut ocazia să vizitez familia înainte de a-i fi luați copiii. Deci, în momentul când a venit la biserică, am primit invitația și am fost împreună cu soția în familia respectivă. Am apreciat-o foarte mult, o familie frumoasă, o familie care era închegată foarte bine, copiii foarte ascultători și aș putea să spun un lucru și despre părință. De ce spun lucrul ăsta? Că am văzut multe comentarii că ar fi fost mamă dezorganizată sau tată irresponsabil. Lucrurile stau total invers. Deci o mamă foarte curată, o mamă foarte organizată, o mamă care își ținea casa la punct, deci o familie model. Am avut ocazia să discut cu ea multe lucruri. Desigur că ea, ca mamă, avea totdeauna o întrebare și se întâlnea cu soția și o întreba: cum ai făcut tu ca toți copiii tăi să fie la biserică, să fie alături de tine, alături de familie? Avea o luptă ca să-și țină copiii în credință. Aceasta era lupta ei și căuta sfaturi de la noi în privința aceasta. Desigur, cât am putut, am ajutat-o cu sfaturi în privința aceasta. Dar se vede că a fost câteva lucruri care probabil au fost speculate. Știți dumneavoastră care aveți copii că într-o familie, mai ales cu 7 copii, nu
Nu tot timpul este soare și fericire. Apar și momente mai tensionate. Apar momente când poate trebuie să impui disciplina, trebuie poate cu o voce mai ridicată sau alte metode. Aici nu mă refer la violență fizice, doar la metode de a educa copiii. Băiatul mai mare, David, de care nu s-a amintit și cred că Marius s-a omis un pic lucrul ăsta, un adolescent care a ajuns la o vârstă în care vede lumea altfel și îi se pare că familia e o închisoare. Fiecare am fost adolescent și cred că am trecut prin perioada asta. Așa e. A intrat cumva în legătură cu cei de la școală care se ocupau cu protecția copilului. Probabil le-a fi spus ceva despre părinți, că sunt severi sau îl duce la biserică fără să-i ceară acordul, ceea ce nu e adevărat, așa să spun părinții. Și se spune că au fost urmăriți o perioadă destul de lungă, de 2 luni, în care David raporta pe internet absolut tot ce se întâmplă în familie. Ceea ce înțelegea el și punctul lui de vedere. Iar punctul culminant a fost momentul din duminica respectivă când copilașul ăla mic s-a înnecat și a apărut acolo eu știu cum a tradus el momentul acela că copilul ar fi fost bătut, ar fi fost lovit și de aici a pornit totul. Dar ei desigur că dinainte de momentul acesta ei erau deja pregătiți și așteptau, cred că, un punct unde să intervină în familie. Eu ce pot să spun despre familie mai mult? Avem întâlniri dese, îi vizitez, ne întâlnim la biserică, chiar duminică au fost la biserică cu i-a vizitat Panican și au fost împreună la biserică, am vorbit cu ei. Eu cred că, desigur, e problemă și pentru copiii, că sunt despărțiți, dar copiii se adaptează un pic mai ușor când li se oferă ceea ce doresc. Eu cred că problema cea mai mare e la părinți acum, ei simt lipsa copiilor și este foarte greu pentru ei. Chiar mă gândesc și la sănătatea lor. Camelia a slăbit foarte mult, spunea cred că 10 kg de când i s-au luat copiii. El continuă munca, el lucrează ca instalator. A avut un șef destul de înțelegător și îl învoiește că n-are de mers la întâlnirile cu copiii, la tribunal. Ceea ce mă miră pe mine, cum mă amintea și Marius, e faptul că nu se ține cont de niciun argument adus în favoarea lor. Deci avocatul ne-a cerut caracterizare. Am făcut-o și eu ca păstor, au făcut-o profesorii de la școală, au făcut-o medicii, a făcut fostul păstor, șeful de la muncă a lui Petru, vecinii, au scris în favoarea lor, au făcut caracterizarea familiei, caracterizarea copiilor. Nu se ține cont. Chiar la un proces, avocatul s-a arătat foarte revoltat și a pronunțat că atunci când am apărat criminali și hoți, mi se luau în seamă toate argumentele care le aduceam în apărarea lor. Dar de data aceasta, când vin în apărarea familiei acesteia, nu se ia în seamă niciun argument care a dus în favoare. Deci ei se țin strict de ceea ce știu ei, de dosarul care l-au fabricat. Nu se ține cont absolut de altceva din afară. Am avut ocazia să fim împreună cu Corlățean și cu Beni Ardelean, cu Liviu Axinte, să fim acolo la primărie, să avem întâlnire cu reprezentantul primăriei și cu reprezentanții protecției copilului. Am stat față în față. Cred că jumătate de oră cât am vorbit, nu au scos un cuvânt, doar și-au notat ceea ce am vorbit noi, iar reprezentantul primăriei parcă încerca să ne scurteze, să scape de noi, să spună nu e treaba noastră, e judecătorie, o să hotărească, asta pe noi nu ne privește. Deci
Practic, cei de la protecția copilului nu au scos niciun cuvânt, doar și-au notat ceea ce am spus noi. În rest, ce aș putea să vă mai zic? Vă mai rog eu ceva și vă rog acum să interveniți fiecare atunci când vreți să spuneți ceva. Vreau să discutăm puțin despre starea generală. Marius, chiar de la tine aș începe. Spuneai că cazurile acestea se aseamănă. Autoritățile, pornim de la, să spunem așa, reticența aceasta cu autorităților în a asculta. Practic, stăm în fața unui, să spunem, într-un proces cu sentința deja dată. Singurul lucru pe care poate să-l mai facă sau doresc să-l facă este să găsească cât mai multe, să spunem, probe și cât mai multe argumente încât să țină pe copii cât mai departe de părinți. Nu se acceptă absolut nimic. Dacă mi-aduc aminte și la tine, Marius, cam la tot așa. Nici o intervenție. Mi-aduc aminte că s-au făcut foarte multe intervenții atunci și la ambasadă și chiar tot așa vizită la autorități. La fel, erau un zid de nepătruns. Cum vi se pare, Marius, pornind de la tine? Da, reiterez, poate pot mai detaliat sau exemplificat. Sunt foarte multe asemănări. Sunt foarte multe asemănări. Aici de menționat că, juridic vorbind, urmează un proces de fond. Cei de la protecție solicită ridicarea tutelei permanent. Deci decăderea din drepturi, nu? Cam asta înseamnă. Decăderea din drepturile parentale, da. Wow. Familia trebuie să argumenteze că sunt apt și că pot să aibă grijă de copil. Intervine aici un expert psiholog, am avut și noi o comisie întreagă, am avut de fapt mai mulți, care trebuie să facă un raport detaliat. Sunt ședințe cu părinții, cu copiii, separat, împreună, tot felul de observații. Cântărește foarte mult raportul ăsta. Nu-i rău că se face. Problema cu el este și ceea ce era destul de cunoscut deja în Norvegia. Se pare că se întâmplă, este un fenomen care se întâmplă și în Germania. Psihologii aceștia experți primesc jobul de la serviciu social să facă un raport despre familia aceasta și raportul acela într-un fel trebuie să afirme suspiciunile și imaginea pe care protecția copilului și-a făcut-o despre familia aceasta. Când acest raport intră în disensiune sau practic la final psihologul sugerează că copiii ar trebui întorși în familie, acolo deja psihologul își periclitează cariera, pur și simplu, nemai primind joburi de la sarcini, de la protecția, de la serviciu social, pur și simplu își periclitează cariera. Deci, practic, nu este plătit independent, ci este plătit chiar de serviciu social. Da, pot fi obligați și părinții să, și noi s-a încercat să ni se impună nouă factura, niște sume enorme. Nici în situația familiei Furdui nu este hotărât cine va plăti factura. Ne dăm seama că depinde un pic și de conținutul raportului. Și la noi a apărut problema cu factura când cei de la serviciu social și-au dat seama că psihologii s-ar putea, probabil și din cauza presiunilor, psihologii s-ar putea să facă un raport destul de obiectiv, este suficient. Deja au început să apară probleme legate de costurile raportului. Dar ideea era că urmează acest proces de fond, foarte important, dar din nou speranța și nădejdea deja și
Asta au înțeles-o și părinții, nu se leagă prea mult de procesul acesta. Așa cum a fost și în cazul nostru, speranța și nădejdea sunt la Domnul, care a intervenit și în situația noastră. Chiar absolut tot ne stătea împotrivă și practic nu ai nicio șansă legal să faci nimic. Și asta am descoperit și aici la familia Furdui. Da, asta este situația, e clar, este un punct culminant, a spune. Până acum cam totul a mers în direcția dorită de protecția copilului, iar ce se încearcă acum, după cum văd eu, este doar justificarea. Deci, practic, se caută probe în plus pentru a justifica decizia deja luată și finalul, bineînțeles, dorit este ca părinții să fie decăzuți din drepturi. Cu alte cuvinte, nu mai au nimic de făcut după lucrul acesta, ci doar să-și vadă de viața lor, iar copiii vor urma un alt parcurs în viață, vor fi. Vreau să discutăm puțin, cine mă poate ajuta cu informația asta? Pe unde sunt oarecum copiii acum? Cum sunt? Sunt 7? Dacă știți cumva cum sunt împărțiți, pe unde sunt în momentul de față? Dănuț, hai, spune tu, că ești la rând. Te rog, Dănuț. Da, deci știu că băieții sunt într-un centru de băieți. Fetele, deci Naomi, Estera și Natalia sunt într-un centru de fete, iar Lea este într-o familie, într-o familie surogat. Știu că David e cu probleme neurologice, are nevoie și de mai multă rugăciune în perioada asta, cu privire la starea lui de sănătate, și cum se spunea, și mai multă nevoie de rugăciune pentru părinți, probabil după întâlnirile care le au, au un gol și mai mare în inimile lor, după întâlnirile care le au săptămânal. Ceea ce aș fi vrut să subliniez, aș fi vrut să spun că aceste similitudini care s-au verificat atât în Norvegia cât și în Germania se verifică și în Italia. Ca de exemplu, sunt fonduri alocate la aceste servicii sociale care au scopul de a lovi în familii și odată ajunși aici, integrarea este foarte extrem de dificilă. Trebuie să, și avocații nu prea se complică cu ca să intre în conflict cu, ajung apoi la judecător și nu prea au intenția să lupte pentru astfel de cazuri. Deci eu vă spun, în Italia suntem caz fericit, din datele pe care le avem sunt doar 27.000 de copii luați din familiile lor, față de exemplu de Anglia, care au 100.000 de copii luați din familiile lor. Atunci unul din senatorii cu care suntem în contact chiar spunea și reclama faptul că Italia oricum stă bine din punctul acesta de vedere, doar că ei au lucrat atunci când s-au întâmplat nenorocirile, iar mă întorc la cazul Bibiano, au tăiat din fonduri și atunci acțiunea asta de a lua copiii abuziv nu a mai fost atractivă pentru ei și au fost mult mai atenți, mult mai prudenți în a interveni și a lua copiii din familie. Continuăm susținerea pentru familie în continuare și ne rugăm Domnului, special pentru David, mă întorc la el, care are nevoie de rugăciune în perioada asta și să-i dea Domnul sănătate și credem că Domnul va face un val de cinste. E o încercare, într-adevăr. Vă rog. Dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug cu privire unde stau copiii, este vorba despre aia mică, Leia, și aș vrea ca urmăritorii noștri să analizeze situația. Ea este la o mamă surogat de peste 60 de ani, care are încă doi copii cam de vârsta lui Leia în grijă. Deci, gândiți-vă dumneavoastră, se spune că o mamă cam Leia nu are grijă de copii și ce argumente au mai adus ei,
Dar o femeie de peste 60 de ani să poată să aibă grijă de 3 copii și se vede că nu are grijă. A fost adusă la întâlnire cu vânătăi, chiar a fost trimise la judecător vânătăile cu fotografie care le-a avut pe față și pe corp. Se vede că ori ia bătaie, ori cade pe jos, ceva se întâmplă cu ea. Are un comportament schimbat total, fetița mică. Desigur că ei când se întâlnesc cu toți, au întâlnire o dată pe săptămână. Este o mare bucurie pentru familie și pentru copii. Se încing acolo jocuri, copiii vin și cântă împreună, aduc fotografii desenate de ei. Dar și aici este o problemă, sunt foarte urmăriți, au câte 2-3 îngrijitori care urmăresc, nu îi lasă să vorbească limba română, ci doar germana. Și este o problemă destul de dificilă, căci practic nu este o lege, ci chiar fata mare a văzut undeva scris în azil, acolo unde sunt cazați, că fiecare este liber să vorbească în limba lui. Și chiar ea a spus, chiar fata a spus, de ce ne oprești să vorbim limba română? Că eu am văzut acolo scris că pot să vorbesc în limba mea. Este un lucru destul de trist că și la întâlniri sunt urmăriți și probabil și ascultă ceea ce vorbesc între ei. Cam asta am vrut să adaug la ce spunea Dănuț. Mă întorc puțin la David și Dănuț sau fratele Ghiță, dacă puteți să ne spuneți. Cum îl vedeți acum? Realizează situația băiatul cel mare? Vede impactul acesta sau încă crede că a făcut o faptă extraordinară? Eu despre David aș putea să spun că l-am văzut de când i-am cunoscut o persoană mai altfel ca ceilalți copii. Ei veneau copii în ultima perioadă și slujeau în biserică prin cântare. Fetele cântau la instrumente și ieșeau toți copiii în față. Mi s-a părut și părerile mele s-au adeverit că lui David nu-i prea plăcea lucrul ăsta. Se simțea cumva parcă jenat, stătea mai în spate cu capul plecat, de multe ori nu cânta. Se pare că totuși lui nu prea i-a plăcut venitul la biserică, cu toate că niciodată n-a protestat. Părinții mi-au spus că întotdeauna când se porneau la biserică, întreba copiii, cine vrea să vină la biserică? Dacă cine vrea să rămână acasă, atunci rămâne un părinte acasă și mergem cu restul copiilor. I-a consultat de fiecare dată. Dar se pare totuși că lui nu i-a plăcut biserica și nu se prea știe multe despre el. A vorbit cu părinții prin mesaje, dar vă dați seama că părinții nu au abordat subiectul acesta. De ce? Pentru ce? Sau dacă exact. Au făcut-o, nu i-a spus-o nouă. Până la urmă e, că este de, până la urmă este copilul lor, este o perioadă dificilă, adolescența e o perioadă dificilă, trebuie să recunoaștem. Cine nu are copii nu poate să știe, dar cei care avem copii știm că fiecare adolescent are provocările lui și e o vârstă dificilă. Fiecare are îndoielile lui, problemele lui. Da, nu e nimic, să spunem, deosebit în ca unul dintre copii să fie sceptic la un moment dat de ceea ce se întâmplă într-o biserică, de ceea ce face familia, dar e important că și de el trebuie avut grijă pentru că face parte din familie și într-adevăr și pentru el trebuie să ne rugăm împreună și să urmărim ceea ce face pentru că e important, face parte. Vă dați seama că părinții îl iubesc și pe el la fel ca pe ceilalți. Aș vrea să adaug, chiar am avut discuția aceasta cu Camelia și cu Petru, care sunt sentimentele lor față de David și cu lacrimi în ochi a zis să-l iubim cel mai tare copilul nostru și-l iubim până la urmă. Vrem ca să înțeleagă dacă va înțelege, dar noi ca părinți niciodată nu-i vom aminti despre ceea ce a făcut. A făcut Slavă. O... Slavă Domnului pentru asemenea părinți. Așa trebuie să fim. Dragilor,
Am văzut ce s-a întâmplat, vedem unde suntem. E, acum haideți să discutăm puțin de ce se poate face. Noi suntem în România, Dănuț ești în Italia, frate Ghiță sunteți în Germania, Marius a început deja inițiativa aceasta de a aduna mai multe resurse, oameni, cei care se pot implica sunt chemați să se alăture inițiativei aceasta. Haideți să vedem ce putem face atât la nivel spiritual, da, clar, până la urmă este o luptă spirituală, știm care este mersul și Dănuț a explicat foarte bine tendința aceasta în toată Europa de a elimina oarecum orice influență creștină pe care o familie o poate aduce copiilor, mai ales în aceste țări unde secularismul deja este în formă. Hai să vedem puțin ce se poate face. Începem tot așa de la Marius. Deci mergem pe două planuri, spiritual și apoi activ. La Marius, dacă ne aducem aminte de la tine, la cazul vostru a fost așa o unitate. Mi-aduc aminte ca și ieri, da, s-au scris articole, s-a ieșit în public, am ieșit la proteste, s-au făcut marșuri. Hai să vedem ce putem face în cazul familiei Furdoi. Da, aș vrea poate la început să menționez, nu vrem să copiem, am auzit de mai multe ori că este diferit, bineînțeles că este diferit, este o altă situație, dar este o altă situație în care avem convingerea deplină și încredințarea că Dumnezeu se implică și cunoaștem probabil fiecare din experiențele noastre că Dumnezeu nu lucrează după un șablon anume. Și că are metode diferite și un timp deosebit. Noi suntem doar solicitați să ne punem încrederea în El și atunci când ne pune pe ceva pe inimă să facem, să ne implicăm fără prejudecăți sau comparând că nu a fost ca data trecută. Legat de proteste, intenționăm, le organizăm, sunt în curs de organizare acum. Nu au fost mai devreme pentru că, spre deosebire de Norvegia, s-a sperat că va fi un răspuns, că va fi un răspuns și problema va fi cumva rezolvată pe cale diplomatică. Reprezentanții Parlamentului, fratele Titus Corlățean și Benoni Ardălean, chiar dacă au fost respinși acolo la nivel local, a fost întâmpinați cu răceală, la nivel de land, la nivel de autorități la Berlin, au avut așa semnale că lucrurile s-ar putea îndrepta. Problema a fost că nu s-a întâmplat nimica și atunci așa am considerat cu cale și asta avem pe inimă, că e bine să transmitem un mesaj de solidaritate autorităților din Germania printr-o manifestație publică. O să începem la ambasada în București, ambasada Germaniei din București. Din nou, nu este o manifestație prin care să ne arătăm ura față de autoritățile de acolo, cele locale sau de sistem, ci pur și simplu este un mesaj prin care să arătăm că iubim această familie. Încrederea ne stă la Domnul, la Dumnezeu și vrem doar să ne arătăm public că suntem acolo, îi susținem, suntem în dezacord și dezaprobăm metodele acestea inumane de a despărți copiii de părinți sau copiii între ei și a împinge mai gradat în anumite domenii, mai forțat și mai pe față în altele, a împinge această agendă mai departe că copiii ar fi ai statului și statul este mai îndreptățit sau are expertiză mai bună în a ști cum copiii trebuie să educați și cât de mult părinții au dreptul sau
își pot influența copiii în formarea gândirilor, a caracterului lor și așa mai departe. Ne încredem pe deplin în cuvântul lui Dumnezeu și în credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne pune în inimă ca părinți și înțelepciunea pe care El ne-o dă, ne educăm, avem copii și îi creștem și îi educăm și ne investim în ei din dragoste. Nu avem o agendă anume, nu avem. Este pur și simplu din dragoste și facem tot ceea ce știm că este mai bine pentru copiii noștri. Același lucru vedem și la familia Furdui și cu părere de rău vedem că această dorință de bine, această aplicație practică a dragostei de a ne investi în copii și a le oferi ceea ce este mai bine, de a le oferi o fundație solidă pe care ei singuri să-și construiască viitorul mai departe, începe să intre în conflict tot mai mult cu intențiile societății sau a tot felul de grupuri, a tot felul de ideologii, care, deși sunt în minoritate, nu știu, ajutați de bani, ajutați de alte interese, își impun tot mai mult agenda și afectează tot mai mult familia. Din nou, manifestațiile acestea sunt pentru a ne arăta solidaritatea cu familia Furdui, la modul particular, în cazul de față, în același timp să transmitem un mesaj că mai sunt familii care cred în familia organizată de Dumnezeu așa cum El a conceput-o și așa cum de-a lungul istoriei s-a dovedit că oferă cea mai bună soluție pentru familie, pentru o societate sănătoasă și așa mai departe. Slavă Domnului! Așa vom face, vom fi și noi împreună cu voi. Vom mediatiza tot ce se va organiza la nivelul acesta al protestelor. Hai să vedem ce zic și ceilalți frați. Dănuț, fratele Ghiță, vă rog pe rând să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră ce intenționați dumneavoastră să faceți și la nivel, probabil din Italia, la nivel de biserică, la nivel spiritual și de asemenea, bineînțeles, în Germania, acolo, în biserica din Hanover, care sunt, să spunem așa, inițiativele pentru a ajuta, într-un fel, a veni în sprijin și a fi solidar cu această familie. În primul rând, din punct de vedere spiritual, Scriptura ne îndeamnă să fim alături de cei care trec prin încercări. Fac aluzii la ceea ce întâlnim, citim în Scriptură, ca de exemplu în Faptele Apostolilor, în capitolul 12, versetul 5, unde Scriptura spune că Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalte rugăciuni pentru Dumnezeu, pentru el. Datoria noastră este să continuăm să înălțăm rugăciuni, ca și biserică, ca și frați și surori. Deseori am văzut în mesaje spunând familia Furdui ce ar fi făcut dacă nu fi avut atâția frați pretutindeni. Nu știm cum ar fi trecut această încercare, dar cu ajutorul rugăciunilor, cu ajutorul legăturilor frățești, au reușit să-și mențină echilibrul spiritual până acum. Chiar dacă Petru era închis în temniță și bine păzit, a intervenit Dumnezeu într-un mod supranatural. Noi ne facem partea noastră, ca și frați, ca și membri și medulare ale aceleiași trup și avem încredere că va interveni supranaturalul lui Dumnezeu, atât timp cât noi facem partea noastră. În Faptele Apostolilor am văzut biserica s-a rugat și a intervenit un înger al lui Dumnezeu, a stat lângă el pe neașteptate. Sperăm așa, pe neașteptate, Dumnezeu să ne surprindă cu o intervenție, dar în același timp noi să ne facem partea noastră. Asta din punct de vedere spiritual și pentru că vreau să aduc în atenția voastră, am citit capetele de acuzare și din cele care nouă, acest capete de acuzare, șapte sunt legate de domeniul spiritual.
nu au legătură cu vreo consecință a vreunei acțiuni greșite ca și părinte. Dacă din nou încurajăm toată comunitatea evanghelică să ne mobilizăm, să strigăm la Dumnezeu și să înălțăm rugăciuni pentru ei și să așteptăm întrecere supranaturală de Dumnezeu. Pe de altă parte, comunitatea pentecostală din Italia, împreună cu bordul de conducere din Comitetul Național, am făcut o scrisoare către ambasadorul Germaniei la Roma, către domnul Victor Elbling, și i-am adus la cunoștință situația familiei Furdui, neliniștea noastră cu privire la practicile care sunt, la care sunt supuși, și așteptăm și am scris în scrisoare că ne vom mobiliza chiar cu manifestații de protest acolo, așa cum am făcut-o și în fața ambasadei Norvegiei la Roma. În același timp, oarecare nemulțumire avem așa în suflet, pentru că guvernul român nu face un pic mai mult decât ar trebui pentru concetățenii care sunt în afară. Sunt aici în Italia, cum vă spuneam, situații care le cunosc. Am o situație destul de cunoscută a unei familii care trece prin aceleași situații, nu la nivelul care trece familia Furdui, dar să li se aplică practici inumane. Și de aia spuneam, odată intrat aici e extrem de greu să mai recuperi ca și cum ai fost înainte. Și dar cu ajutorul lui Dumnezeu, în dreptul familiei Furdui, avem speranțe că Domnul va interveni, va aduce familia la un loc și, potrivit cu ceea ce am văzut în ei, încredere, uneori am observat că trebuie și vise de la Dumnezeu și cred că Domnul va ajuta și va fi un final binecuvântat, care va fi bucuria noastră tuturor. Dar până la finalul acesta avem de dus bătălia spirituală, ne facem partea noastră așteptând în același timp în tăcere, intervenția supranaturală lui Dumnezeu. Frumos. Fratele Ghiță, dumneavoastră sunteți acolo în mijlocul focului, lângă familie. Spuneți-le dumneavoastră cum încercăm în continuare și dumneavoastră la nivel local să-i susțineți. Da, așa cum aminteați și dumneavoastră și Marius și Dănuț, e vremea să arătăm mai multă compasiune, să fim mai sensibili cu familia, să dăm dovadă de unitate. Din păcate, am observat că sunt mulți care își dau doar cu părerea sau umblă după noutăți, după știri. Am primit, cred că, sute de telefoane. La un moment dat nici nu puteam face față să răspund la toți. Dar, din păcate, puțini, chiar foarte puțini, au fost cei care s-au implicat. Le mulțumesc la Dănuț și lui Marius, au fost printre primii care au alcătuit o echipă de ajutorare și mai sunt. Ar fi păcat să nu amintesc și de Liviu Axinte, care este probabil luptătorul cel mai înfocat al familiei și care ne unește. Dar, pe de altă parte, cum spuneam, și poate să zic și o întâmplare, să zâmbim puțin, mă sună cineva de la o biserică foarte mare pe care o cunosc și zice: pace, frate Ghiță, pace, aș vrea să știu totul despre familia Furdui, suntem o biserică mare cu potențial și ajutăm și facem. Bine, las lucrul și povestesc, trece 15-20 de minute, mai spune, am terminat de spus, na, și cu ce vă putem ajuta? Eu zic, ne puteți ajuta financiar, din punct de vedere juridic, spiritual, la care spune: Domnul să vă ajute, să vă binecuvinteze, și a închis telefonul și n-am mai auzit de el. Deci n-am apucat să-i mulțumesc. Din păcate sunt și persoane de felul acesta. Eu cred că în vremea asta este nevoie nu să căutăm cauza, căci mulți care sună, care e cauza? Oricine, eu le-am spus și la frații din biserica mea, din biserica noastră, unde suntem noi, orice familie poate să urmeze. Nu-i exclus că eu am grijă de copii sau nu am grijă, dar orice familie este în pericol să se întâmple ce s-a întâmplat și cu familia Furdui.
noi trebuie să fim alături de ei, în primul rând din punct de vedere spiritual. I-am îndemnat întotdeauna să-i viziteze, cred că săptămânal este o familie care vizitează. Ținem legătura cu ei, asta din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, ne pregătim, cum aminteau frații, să începem proteste, dar sunt sigur că vom întâlni obstacole. Când eram în România și cred că și dumneavoastră vă gândiți la lucrul acesta, când au zis de Germania, se spune că acolo e dreptate, acolo e lucru bine făcut, acolo este totul ok. Dar eu, ca unul care am trăit 8 ani în Germania, aș vrea să vă spun că este corupție, este o birocrație mai mare ca în România. Nu s-a amintit, dar în momentul când am căutat avocat, 4 sau 5 avocați ne-au refuzat din start. Nici nu știm cauza, când vedea cauza, probabil că suntem și români. Dar pentru a-ți aproba un lucru aici durează foarte mult. Programări, consultări, foarte, foarte mult. Un card, un simplu card financiar să-ți faci durează o lună de zile. Și ne așteptăm să nu ne dea autorizație pentru a face un protest. Dar credem, ne rugăm Domnului și probabil o să apelăm și la consulat să primim autorizație. Mai ales că în vremea aceasta e și cu virusul acesta unele restricții și este și lună electorală când vor fi alegeri aici în Germania. Deja ei sunt în campanie. Ne așteptăm la pedici, dar cu ajutorul Domnului o să încercăm, o să ne luptăm să facem și lucrul acesta. Aș vrea să vă spun un lucru. Știți dumneavoastră, Apostolul Pavel a suferit mult. Uneori s-a rugat și Dumnezeu l-a scăpat. Uneori a ajuns la închisoare, a luat lovituri. Dar la un moment dat a protestat și el și a spus: Domnule, eu sunt cetățean roman, am niște drepturi, nu vă permit să faceți lucrurile acestea cu noi. Ar trebui și credem că vom putea și vom avea posibilitatea ca printr-un protest să spunem și noi: suntem cetățeni români, cetățeni europeni, avem niște drepturi care trebuie să ne le respectați până la urmă. Și mai mult, prin astfel de acțiuni, vom dovedi că suntem alături de familie, suntem susținătorii familiei și avem o credință și cel mai mult, repet, într-un astfel de caz, este să ne arătăm unitatea. Că suntem români, ținem unii cu alții, indiferent de religie, indiferent de cult, indiferent de ceea ce credem, suntem români. Și românii așa au crescut, cu familii numeroase. Eu provin dintr-o familie cu 10 copii, eu la rândul meu am 6 copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat, a fost alături de noi și eu cred din inimă că Dumnezeu are un plan cu familia Furdui. Slavă eu nu-i Domnului. Cunoșteam nici pe Dănuț, nici pe Dănuț, nici pe Marius, nu-l cunoșteam, nici pe dumneavoastră ca realizator al emisiunii. Dar printr-un astfel de caz am ajuns să ne cunoaștem. Doar am auzit de dumneavoastră, dar acum ne cunoaștem și luptăm împreună și știu că ca și dumneavoastră mai sunt încă mulți care se vor alătura și împreună ne vom bucura nu de biruința noastră, ci de biruința lui Dumnezeu. Amin. Și cred că o să aveți ocazia să mai faceți o emisiune și după și să vorbim despre biruințele care ne le-a dat Dumnezeu. Cu siguranță avem credința aceasta, așa cum cu Marius și cu familia lui ne-am întâlnit și după proteste. Avem niște experiențe dinainte, avem experiențe după. Ne cunoaștem deja și ne-am bucurat împreună și ne bucurăm atunci când vedem familia împreună, așa și cu siguranță și Dumnezeu va lucra și în acest caz. Vreau să vă spun și în special să răspund telespectatorul următorul lucru. Scopul acestei emisiuni și mă bucur că ați acceptat invitația, Marius a fost cel care ne-a pus la oaltă. Mulțumesc, Marius, pentru efortul tău de a îți aduce și tu aportul la ceea ce alții au făcut pentru familia ta. Este că ne-am dorit foarte mult să înțelegem situația, să o mediatizăm și să liniștim, să spunem, orice alt
comentariu negativ, neînțelegeri, poate știu eu, informații false ajunse în public. Am vrut să le discutăm aici, astfel încât să înțeleagă realitatea, ce s-a întâmplat, din ce cauză, care sunt pașii, care e situația reală și ce se poate face. Asta a fost așa spre informare și pentru clarificarea acestui caz. Și în cazul lui Marius, atunci când a avut situația lui, au fost tot felul de bârfe, tot felul de discuții în mediul online, la televiziune, în care și ei erau acuzați de tot felul de abuzuri și tratamente rele aduse copiilor. Iată că Dumnezeu a fost puternic și împreună cu noi, cu toți cei care ne-am plicat atunci, am scos, să spunem, adevărul la suprafață. Asta facem și acum. Asta a fost scopul acestei emisiuni, de a sta de vorbă cu dumneavoastră, de a lua informațiile corecte, exact de la sursă, și apoi să le putem da mai departe în public. Ce urmează este exact ceea ce a spus dumneavoastră. În primul rând, să fim solidari. Noi, Producens Media, vom fi acolo în protestele. La nivel spiritual, cu siguranță, e nevoie de rugăciune, fiecare trebuie să înțeleagă, să se roage pentru această familie, că nu se știe cine va fi următorul, da? Și apoi, bineînțeles, când e vorba de acțiune, suntem chemați să luăm atitudine. Nu să aducem prejudicii statului german, nu să arunca cu pietre, cu ghilimele de rigoare, ci dimpotrivă de a ne arăta, în primul rând, identitatea de cetățean european, da? Suntem cetățeni europeni, de a ne cere drepturile și, de asemenea, de a ne asocia cu valorile iudeo-creștine. Familia este o valoare iudeo-creștină. Este inventată de Dumnezeu familia și familia trebuie să fie respectată în România și, bineînțeles, oriunde există, să spunem, diaspora românească. Stimați prieteni, stimați frați, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Este prima emisiune pe care o facem pe tema aceasta. Ați amintit de fratele Liviu Axinte, cu siguranță la următoarea emisiune îl vom aduce și pe dumnealui. Este un prieten al nostru, un colaborator. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aceasta. Trebuie să închem aici. Vom face o altă emisiune cu proximă ocazie și vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ați adus, ca și, să spunem, ca și aport la rezolvarea acestui caz. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumim, Domnul, să vă bine. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în emisiunea aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ați fost alături de noi. Ați văzut care este realitatea. Aceasta este informațiile corecte. Vă rog, luați-le, rugați-vă pentru această familie. Fiți alături de noi și de ei și, bineînțeles, împreună să așteptăm rezoluția care va veni din partea lui Dumnezeu. Noi vă binecuvântăm și vă mulțumim. La revedere!